Procurori din cadrul parchetului de pe lângă judecătoria Șimleu Silvaniei au dispus trimiterea în judecată a inculpatei Varga Estera Leontina pentru săvârșirea infracțiunii de tâlhărie. Potrivit unui comunicat de presă remis de procurorii sălăjeni, din probatoriul administrat în cauză a relevat faptul că la data de 19 noiembrie 2012, lucrătorii secției 6 de poliție rurală Crasna au fost sesizați prin plângere de către persoana vătămată Filip Florentina cu privire la faptul că, la aceeași dată, în jurul orei 11:30, în timp ce se deplasa pe drumul public prin localitatea Ratina, o persoană necunoscută a imobilizat-o, iar alta i-a sustras geanta în care se afla suma de 50 de lei, un încărcător de telefon mobil și alte bunuri în valoare totală de 100 de lei. În urma cercetărilor efectuate în cauză la data de 18 februarie 2016, a fost identificată autoarea în persoana numitei Varga Estera Leontina, față de care s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tâlhărie, iar ulterior s-a dispus punerea în mișcare acțiunii penale pentru aceeași faptă. Dosarul a fost trimis spre competentă soluționare judecătoriei Șimleu Silvaniei. Precizăm că punerea în mișcare acțiunii penale și sesizarea instanței este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de Procedură Penală, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate în nicio situație să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție, susțin procurorii sălăjeni în același comunicat.